Președintele Partidului Democrat, Vlad Plahotniuc, și-a publicat biografia pe blogul său. Politicianul a dezvăluit informații despre viața și activitatea sa, despre care presa nu a mai scris până acum. Liderul democrat a povestit despre copilărie, despre ani de studenție și cum a reușit să ajungă un om de afaceri de succes. Totodată, Vlad Plahotniuc a făcut publice în premieră poze din arhiva personală. Vlad Plahotniuc s-a născut în satul Pitușca, raionul Călăraș, dar când avea doar 3 luni, părinții săi s-au mutat în satul Grozești, în Isporeni. Liderul PDM povestește că încă de când era mic, dormea puțin și lucra mult. Potrivit politicianului, din școală a deprins spiritul competitiv și dorința de a face mai mult decât îi se cerea. Nu învăța pentru note și laude, ci pentru a înțelege cât mai multe lucruri pe care se le poate valorifica ulterior. A participat la mai multe olimpiade unde mereu ocupa locuri de frunte. În postarea sa de pe blog, Vlad Plahotniuc a povestit și despre pasiunile sale. Politicianul a frecventat 6 ani școala de muzică și a practicat diverse genuri de sport. Halterele i-au adus însă cea mai mare satisfacție. În acea perioadă a reușit să se claseze pe locul 2 la campionatul republican pentru juniori. Liderul Partidului Democrat a mers la studii la Politehnică, iar după armată și-a îndeplinit visul de a învăța la drept. Plahotniuc mai povestește că a făcut primii bani din activități de comerț și servicii în piețele din Belgrad și Macedonia. Ulterior, a dezvăluit că a încercat și afacerea cu sel video, pe care o practicau mulți moldoveni în anii 90. A urmat prima afacere serioasă, o tipografie unde erau imprimate etichete pentru mai multe vineri din Moldova și de peste hotare. De asemenea, a administrat afaceri în România, dar și în Italia, unde a gestionat o companie de construcții cu 300 de muncitori. În aceeași perioadă a dezvoltat filiala Petrom din Moldova, care este unul dintre principalii contribuabili la bugetul de stat. Vlad Plahotniuc a intrat în politică în 2010, dar recunoaște că s-a implicat în acest domeniu mult mai devreme. În 2007-2009 a sprijinit în repetate rânduri mai mulți lideri ai opoziției de atunci. La alegerile parlamentare din 2010 a candidat pe listele Partidului Democrat, iar recent a fost ales președinte PDM. Politicianul își propune ca partidul să devină un model de funcționare democratică, o formațiune care să-i reprezinte pe cât mai mulți cetățeni ai Republicii Moldova. Plahotniuc spune că ambiția sa este de a transforma țara noastră într-un stat normal în care oamenii se îmbătrânească în condiții decente. Președintele PDM a mai declarat că până acum i-a reușit să ducă până la capăt toate proiectele începute, indiferent de obstacole. Indiferent de obstacole. Indiferent de obstacole. Indiferent de obstacole.